Ne întoarcem în partea a doua a emisiunii, care și pentru mine, vă rog să mă credeți, că este foarte interesantă. Nu mă așteptam să pornească domnul Dumitru Popa, consilier local în Megiria de foarte multă vreme, un politician cum poate ne-am dori să fie toți politicienii, adică serios implicat, având enorm de multă treabă, dar rupându-și din timpul dânsului, de familie, de muncă, de meserie, să se ducă și la consiliul local, unde nu este ușor. Să nu-i invidiați pe consilierii locali. Să știți că au o indemnizație micuță, nu cred că ei se duc pentru bani acolo. Mi-aduc aminte când eram și eu fioi așa să facem să creștem țara până 96, eram consilier județean și după vreo 3 luni când nu mă duceam să-mi iau indemnizația, era 30 de lei, 300 de mii. Mi-am zis, bă, când se strânge de 1 milion, trec și eu pe acolo să iau, că nu aveam timp, aveam treabă. Și așa mă duceam la ședințe, trebuie să te duci măcar o dată pe lună la ședința de consiliu și trebuie să te duci de câteva ori pe lună la comisia în care activezi în consiliu, unde trec toate hotărârile pe acolo. E destul de complicat, nu e așa simplu să fii consilier. Și indemnizația foarte mică. M-am dus atunci la președintele Consiliului Județean, era domnul Duțu, și am zis, domnul Duțu, și indemnizația, era prima dată când eram și eu consilier județean, 30 de lei, era 300 de mii. Băi, zice, lasă că e bine așa, că ia să calcula din salariul președintelui Consiliului Județean. Și dânsul își făcuse o chestie așa de mare șmecherie, adică dânsul era președinte Consiliului Județean Constanța, dar avea salariul foarte mic, cel mai mic salariu din țară. Dar i-a spus, zic, domnul președinte, foarte bine că te lauzi, mă, dar cu chestia astea populiste, așa, dânsul era la Partidul Democrat atunci, dar salariul, indemnizația, iertați-mă, a unui consilier se raportează la salariul dumitale. Și dacă eu am 30 de lei, vă dați seama cât are unul de la Valul Traian. Și nu e bine, măriți-vă salariul, lăsați chestiile astea, că nimeni nu știe că ai dumneata salariul mic, că te sacrifici dumneata, că nu o să te creadă nimeni că te sacrifici în administrație publică cu salariul mic. Ca să crească și mie indemnizația un piculeț. Ce indemnizație aveți noi asta acum, consilier local? Puteți să o spuneți? E confidențială, oh! O află nevastă mea. Ba, să nu credeți că e mare. E rușine să zic că e mică. Da. E mică, vă spun eu, e rușine să vă zic că da. De ce vă duceți, domnule consilier? N-ai treabă în ziua, pierzi ce se întâmplă? Eu mi-am făcut din asta o metodă de a intra în contact cu oameni. Eu și prin meseria mea sunt cel ce umblu mult prin fel de asociații, mă duc la asociații de creștere a animalelor, în gospodăriile oamenilor, dar acum de când și sunt ceva ani, de 19 ani fac politică, din 20, vă dați seama, de 19 ani, din 2000, medicul veterinar Dumitru Popa, din Megidia, de 19 ani activează politic, consilier local și membru într-un partid care îi sună dânsului că e mai serios. De 19 ani. Da. Fără ca să-l vedem la televizor, fără să-și rupă hainele de pe el, fără să zică, mamă, ce am făcut noi de acolo, de acolo. Țara are nevoie. Eu vă felicit, domnul Dumitru Popa, că puteți să faceți chestiunea asta. De ce o faceți? Pentru că trebuie să-l respect pe cel ce m-a înrolat. Și acela se numește Dima Zaina. Când era cine mai știe de Dima Zaina? E decedat de 7 ani. Foarte frumos că pomeniți oameni de ispravă. E de povestit treaba asta. Erați prieteni și ai mă cu mine că m-am dus la, în politică la, să nu stau singur. De la un cățel care, când i-am spus prima dată, a plecat, zic, măi, Dima, cățelul ăsta al tău e surd. Tu nu vezi că n-are nicio reacție la ceea ce vrem să-i facem. De la cățelul lui de curte sau de casă? De casă, al său, de casă. Micuț, da. Mare? Un dober era. Ah, măricel. Da, măricel, da. Și timpul când i-am spus, o să te convingi tu că în maxim o săptămână
îmi vei spune și tu, da, mai ai dreptate. Cățelul de dragoste față de stăpân, cunoșcându-i obiceiurile, nu-i arăta stăpânului că e surd. Își făcea treaba să nu-l supere pe stăpânului. Eu mi-am dat seama, zic, pentru că n-a răspuns la ceea ce doream eu. La altcineva. Cu stăpânul știa locul, știa ochiul, simțul tabietului, vibrațiile. La matale n-a reacționat. N-a reacționat. Zic, mă, e surd. Opa. Și de acolo, bine, am devenit prieten. S-a supărat pe matale. Nu s-a supărat, nu. Mai rău s-a supărat pe mine, că m-a făcut ca și m-a convins ca să intru în politică. În ce partid? La PD. La PD? La PD, da. Foarte frumos. El se dizolvase prin... Nu la CFSN, nu la PDSN, nu la PSD. Prin 2001 se dizolvase PD-ul la nivel de orașul Megidia. El a vrut să-l renască, pentru că toți au plecat la PSD. Așa, a vrut să-l renască și eu cu el și cu... Da, singurul care a mai rămas, domnul director Savidis, dânsul a fost omul care... Nume frumoase până acum, da. Trei nume frumoase. Da, da. Partidul ăsta întotdeauna a avut un nucleu serios în Megidia. Da, da, da. Domnul Dumitru Popa, lămuriți-mă pe chestiune și eu am făcut politică enorm de multă... Ne întoarcem imediat la începutul matale. Dar nu vreau să trec peste chestiunea asta. Și eu am făcut multă politică în Constanța, mi-a plăcut, dar pentru mine a rămas un mister Megidia. Fostul Cimentul Megidia, vă dați seama, clasă muncitoare, plin acolo cu familie. Imun Megidia, clasă muncitoare. Dom'le, de ce n-au avut niciodată un lider de stânga, de PDSR, de PSD? Nici primar, nici lider. Nu pot să spui matale că Megidia e partid democrat, ușor de centru, dreapta sau liberal, care au scos primari. Na, cum s-a stricat nucleul ăsta de stânga? De ce n-a dat lideri? Nici astăzi. PDSR-ul Megidia n-are un lider. Păi n-a fost domnul Pintilie? Pintilie a fost imediat PD. N-a fost domnul... Imediat PD. Da. Imediat PD. Da. Eu îl identific pe domnul Pintilie ca un primar foarte bun. De PD, nu de PSD. N-a fost domnul Moinescu? De PD. Toți de PD. Eu te întreb de ce? De stânga. Ei au venit din fabrică, au venit din uzine, deci erau persoanele care... Și de ce nu au rămas pe stânga? De ce nu au rămas cu... Nu-i plăcea PDSR-ul de la Constanța? Nu i-au plăcut lui de probabil. Cred. Deci pe chestii personale. Cred. Pentru că ar fi avut aici un nucleu de votanți de stânga formidabil. Da. Megidia a fost un oraș muncitoresc, zdravă, serios. Acum, uite, făceam o socoteală. A avut cei mai mulți care au fost vreodată muncitori la Imum, au fost 6250 și Cimentul Megidia 3640. Jumătate de noi ăștia și pun primar la Megidia. 9890 de muncitori avea cele două. Nu poți să-i convingi cu lider de stânga să zică facem fabrici, că ăștia mint frumos, știți că ăștia de stânga mint cel mai bine. Vă dau, vă fac... Și astăzi... Nu-mi place să vorbesc. Nu i-ați mințit niciodată? Nu, dar când să vorbesc de frică. Când să vă voteze, nu i-ați mințit niciodată? Câteodată minți. Și câteodată? Da, și îmi pare rău. De ce? Îmi pare rău, pentru că nu s-a realizat. Nu, vreau să spun altceva. Și când am început cu Dima Zainea, mă duceam dinspre piață, aveam noi la bowling acolo un chioșchiuleț unde era partidul nostru, PD-ul. M-a întrebat câte unul, doctore, unde te duci? Mă duc să fac tratament la un animal. Dar eu mă duceam la partid. Mi-era rușine pentru început. Era rușine să spui că intrase în politică. Da, formidabil. Da, mi-a fost rușine. Și după aia când mi-am dat seama că poate pot face și eu ceva. Au fost și lucruri care s-au putut face și au și lucruri care nu, n-ai putut după să le faci. După părerea mea, Megidia, după 90, a avut primari numai oameni de mare încredere și de mare ispravă. Doamne, te poate să păci de cap puterea chiar când ești primar la Megidia? Niciodată. Care nu e un orășel să zici că Viena. Ce se întâmplă? Niciodată nu le-am iubit pe Dinescu, pe poetul, dar am auzit într-o emisiune a lui Stelian Tănase, spunând cam așa. Băi, Stelică, ăștia care ajung în politică, să cocoați atât de sus, chiar în stâlpul ăla de acolo, de nu-i mai poți da jos de acolo nici cu pompieri. Ca regulă. Românii sau toți politicienii? Marea majoritate a lor. Și au dreptate. Nu mai coboară la nivelul... Ce se păcește de cap? Nu tot laptele la care bem și noi? Nu tot laptele la beau? Nu tot fritura o mănâncă? Ce îi zăpăzește? Dar nu mai sunt aceiași... Nu mai ei gândesc cel mai bine. Ei le știu pe toate. Niciodată nu poți să-i spui ceva că zice că las că știu eu.
Eu o spun deschis, cu toate că am rezerve de a vorbi, de exemplu, despre domnul Pintilie. Nu l-am cunoscut. N-am activat cu dumnealui. Erați aici? N-am activat, nu, eram la muncă. Eu eram la Constanța, da, și știam de ispravă, da, și bine văzut. Nu, dar în general am... Într-o perioadă foarte grea. Într-o perioadă când nu era legislație, când nu era buget. Da, se schimbările erau mari. Da, nu, au venit privatizările alea care a decimat orașul. Și azi, da. Da. Pentru că degeaba are Megidia oameni buni, oameni care au gândit ceva și economic e la pământ. Încă acum Megidia este la pământ economic. Bugetul lui Megidia e micuț. Dar hai să spun ceva, neamitică. Eram consilier județean și la sfârșitul anului, așa era 96-2000, deci din primele chestiuni, se împărțea bugetul și exista posibilitatea consiliului județean să ajute pe aici, pe acolo, anomalii în județ. Și aveam în față Mangalia și Megidia. Asemănătoare, ca număr de populație, ca distribuții, ca nu știu ce. Mangalia avea un buget formidabil, pentru că aproape toți lucrau în turism. Megidia avea buget propriu foarte puțin și eram nevoiți, Consiliul Județean, să sprijinim financiar Megidia și cineva putea să ne întrebe de ce îi dai lui Megidia și nu îi dai lui Mangalia. Megidia a dus-o rău din punct de vedere al bugetului întotdeauna. Pentru că cred niște lucruri care nici n-am fost iubiți. Pentru că au știut din antecedență că se descurcă orașul ăsta. Dar a clacat. Păi cine să vă iubească? 9800 de muncitori erau. Păi domnul Hales, i-a luat o noastră de la Cuza Vodă. Vedeți, acolo era o minieră cu 1000 de muncitori. Era o fabrică de gheață, venea după aceea o fabrică de morării, după aceea venea iepă. Abator, fabrică de ulei, fabrică de pâine. Abator, fabrică de ulei, fabrică de Megidia avea cam tot ce vrea ea. Megidia, noi trăiam ca așa banul în punga săracului. Deci erau anumite invidie la Constanța. Da, ați simțit-o? Dar cum să nu? Am știut, nu că am simțit-o. Am știut și noi... Cred că în domeniul dumneavoastră, dacă vă mai aduceți aminte de un mare șef al crescătoriilor de păsări. Mihailov. Mihailov. Da. Și avea avea găină toate. Știți că avea în capul lui o coscărie când l-am întrebat, că lucrând eu la comuniști, firmele de construcții cu apartamente și făceam... V-am zis, ajungeți să răspund eu și să fac 1000 de apartamente pe an, partea de instalații. Și este enorm. Dar aveam și lucrări de astea mici, de modernizări, de baterii, de ouă, chestii, nu știu ce. Și toată lumea se ducea la acest mare director de... Mihailov, da. Mihailov, îl știți, nu? Da, bun. Și îi cerea ouă, chestii de Paște, nu știu ce. Dar îi cerea și găini. Știți ce coscărie a făcut ăsta? Abatorul era la Megidia. Zice, bă, ți-aș da. Dar n-am. Că te-ai sătumat de la Megidia. Asta era coscăria lui, abatorul de la Megidia. Și atunci m-a băgat eu de seama, zic, uite bă, ăștia de la Megidia au și abator de păsări, Constanța n-avea. Da, pentru că, de exemplu, iar o privatizare proastă. Am vrut să preiau eu abatorul, să-l privatizăm și nu mi l-a dat mie. Nu, pentru că eu îl continuam activitatea, l-a dat la prieteni, nu la specialiști și acum a făcut un service auto. Abator care era în exploatare de 6 ani. Utilaje perfecte, noi nouțe. Așa a fost să fie, privatizările s-au făcut pe partipriuri. Pe... Prima tare nu era în politică atunci? Nu. Păi vezi. Și nici n-aș fi făcut-o. Pentru asta? Da, pentru asta nici n-aș fi făcut-o. Nu. Să leagă astea, domnul doctor, să leagă interesele astea, prieteniile astea, în toată lumea, și la americani, și în Franța, să leagă. Am plecat cu un cuvânt care l-am numit caracter, mi se pare că am caracter și nu vreau. Dumneata, dar cei care luau decizii, iată un exemplu prost, să ai un abator deștept care putea să funcționeze modernizat în Megidia, să ai un medic veterinar, om serios, cum e doctorul Dumitru Popa, și să nu combin chestiile astea, ești un dobitoc. Deci cine a făcut chestia asta, a făcut-o fără să îl ducă capul. Altceva. Prin exercițiile muncii mele, activam în acea perioadă și în zona limitrofă, cum erau cu coascurile atunci și ele încă activau după Revoluție. Era arondate tot așa. În virtutea inerției. În virtutea inerției, da, bine, sau așa.
Țin minte un episod groaznic, domnul Gigi. La Ceape mă cheamă să fac o explorație rectală pentru gestație la niște animale, la 100 de animale. Le-a luat cineva din Turcia, eu le diagnosticasem că sunt animale cu pui în ele, viței 7, 8 luni, 6 luni. Astăzi, după două nopți, le-au tăiat într-o noapte, uite, așa făceau viței, așa criminale au fost. Deci, nu mai interese au fost. Așa să... Lăcomie prostească, prostie. Nu poți să spui interes. Deci, lăcomie... Interes, când spui interes, deja este să crească profitul, să câștigi toată lumea. Asta e lăcomie și prostie. Și prostie. Da. Și nu e împușcat. Și nu e împușcat. Da. Și nu e împușcat. M-am îmbolnăvit. Păi cum să nu te îmbolnăvești? M-am îmbolnăvit. Asta e crimă, e crimă. Acolo au muncit cel puțin 15 oameni sau 20 așa, pentru ca să le aducă în faza aceea. Sigur. Deci la o vârstă de 28 de luni, deci 3 ani, să fie și gestantă, să-ți producă, să-ți dea vițel, să-ți dea lapte. E animal, trebuie să ai grijă de el. Îl omori. Îl omori, crimă. Uite, așa, asemenea lucruri. Așa se făceau. Sau, de exemplu, domnul Hales. No, și dumneavoastră știți ce s-a fi întâmplat cu Fruvimedul ăsta, domne? Deci, iaseu... Da, Fruvimedul care, la un moment dat, încolise, ca să zic așa. Da. Avea 3500 de hectare, avea o cramă, avea livezi vreo 900 de hectare, 4000. Și modernizare de viță de vie. Și modernizare de viță de vie. Și acolo erau în jur de 2000 de muncitori vara și plecau în Germania, plecau peste tot. Tatăl meu, ca pensionar, a lucrat la fabrica de gheață și șef de depozit acolo, ca pensionar, că era bun gestionar. Mii de vagoane de fructe exportam. Și acum n-avem o piersică la nivel de megilie. Pentru că ce s-a întâmplat cu crama și cu Fruvimedul și cu vinul? Nu mai este nimic. Nimic acum. Nimic. Am fost am lucrat și la cramă, că am o activitate și în meseria asta, DDD se cheamă, așa, și nu mai e nimic acum. Nimic. Budanele le-a băgat pe foc. Toate acelea, când mergeați în pivnițe acolo, așa, e jale ce e acolo, așa. Crama s-a făcut în 1951. Domnul Grigore a făcut-o, ne jucam pe acolo, așa. Țin minte niște episoade. Eu îl mai țin minte doar pe Nacu sau Nache. Nache, Romică. Am făcut barbata TR 6 luni la Megidia a doua serie. Și mergea și el. Și era și el, am fost serie cu el. Da. Și alegeam, eram 75. Eram 75 de băieți care terminaseră facultatea, începusem să lucrăm, eram inginer, eram de toate și aveam obligația asta față de stat să facem 6 luni acolo, să nu vină turcii peste noi, să nu vină americanii, să ne fure vaca asta care o iubește domnul doctor. 6 luni de zile, dimineața până seara, și Nache, săracul, alegea câte 5-6 de ăștia mai muscă bețivă și îi ducea în cramă. Și vă dați seama, puști eram, nu? 23, 25, maxim 27 de anișori. Și îi ducea, vă dați seama, ei soldați, mâncam bine, unitatea aia de artilerie, 13, nu știu cât se chema. 13-49. Acolo în cramă, știți povestea, eu vă povestesc că e trăită de mine, nu m-am dus niciodată, m-am ferit, eu am vrut toată viața să fiu băiat cu minte, așa. Și acolo în cramă, știți povestea, ție răcoare, nu știu ce, mai guși de aici, vreau să spun, când ieșeau de acolo, doctore, n-ai văzut în viața dumitale așa ceva. Reușeau să ajungă bine, era destul de aproape de unitate. Da. Reușeau să intre în unitate, după care unul rămânea pe pistă, unul rămânea pe o bancă, ăștia 5-6 care reușea băiatul ăsta să le bage vină. Dom'le, morți erau. Și șefii noștri erau niște băieți excepționali. Deci funcționa Megidia, ce vă zic eu, până anii 75. Era Boruga, Belauș. Ciobanul, Rus, erau mulți. Acolo. Da. E, domnule, noi eram... Oameni foarte serioși. S-au purtat cu noi super. Domnul Hales, noi nu eram serioși. Noi în Megidia eram ca frații. Și suntem. Megidia este de excepție. Pe cuvântul meu. Și astăzi? Da. Pe la primărie de ce vă împungeți? Politicul a stricat omul. A stricat omul, domnule. Băi, mă, ta vorbești serios așa și domnule, scoți așa câte o chestie așa de... O să mă roage ăștia să mai facem o emisiune cu zic că politicul a stricat omul. Da. Să-ți vorbe grele. Da, pentru că... Dar noi astăzi politicul ne conduce pe toți. Nu, dar s-a stricat oamenii, domnule. Nu mai suntem rezonabili. Nu, pe cum vă spun. De ce să nu fiu
iubit cu cel care este într-o altă formă. N-avem același interes? Nu, asta este. N-am dat în politică ca să fie mai bine pentru localitate? Domnul Hales, vă spun un rând, mă uit la colegi care sunt în... Eu nu, efectiv am și eu problemele mele ușoare de sănătate, dar vreau, refuz câteodată să iau cuvântul în ședință și nu prea vorbesc pentru că în comisii vorbesc, acolo mă expun. Dar în timpul ședințelor de plen văd niște oameni care patinează, nu patinează, nu știu ce vor. Au această nuanță de a fi Gigi, scuzați-mă, contra. Da, e foarte bine. Și eu sunt Gigi contra câteodată. Da. Eu sunt obligat aici să fiu Gigi, să te mai contrazic, domn doctor, să te mai sucesc. Da, Gigi contra, deci e foarte bine. De ce? E un personaj, avem nevoie de Gigi pentru contra. Pentru că, de exemplu, își pun tot timpul că nu e tendință de... Ai lăsat, nu e oportunitate, nu ne trebuie acum, da? Da, da. E tendință de... Măi, dar toată lumea fură, domne. Eu mor de ciudă pentru treaba asta. De exemplu, am pe un Facebook, astăzi am văzut, de ce au făcut comparații între Cluj și Alexandria, de ce? Clujul unde este și un s-a ajuns. Pentru că în Cluj nu s-a furat, domnule. Probabil, da. Nu, în Cluj nu s-a furat atât probabil, de mult. S-a fi furat. Nu, probabil, da. Da. N-or să casă. La început de emisiune, domnul doctor zice, n-aș vrea să discutăm de Consiliu, n-aș vrea să discutăm de asta de politică și ați văzut că nu eu trag de dânsul să zică, da. Nu, pentru că știți de ce, haideți să scoatem și lucrurile pozitive. Medgidia căzuse din punct de vedere sportiv enorm de mult. Ați văzut acum în ce efervescență este. Da, mare lucru, da. Eu am zis că se înfundă până la toamnă, iată că bat la volei, bat la fotbal, bat la handbal. Da, mare lucru. De exemplu, sunt bănuți cât sunt, ei dacă vor fi drămuiți bine. Cine e furnizorul principal de finanțare? Consiliul Local? Consiliul Local. Bravo, și Consiliul Local, conform... Aveți voie? Conform, nu, regulamentului. Regulamentului, avem și sponsorizări de la federații. De exemplu, am avut acum sâmbătă trecută o hală de box de excepție. Asta n-am știut. Incredibil. Capă vremuri, ca să zic așa. Capă vremuri. Extraordinar. O gală de box formidabil. Deosebită. Cum într-o perioadă de 7-8 luni de zile deja au apărut copiii care potențialul, sunt potențialul românesc, noi astăzi știți mai bine ca bine, vă ocupați numai de animale, dar cunoașteți și oamenii. Potențialul românul este uriaș. Dă-i drumul posibilitatea. Da. Niște copii de excepție. Au fost la toate categoriile. Eu mai știu o bârfă. În Medgidia, cluburile sportive școlare sunt bune și nu vrem să pomenim de ele. Vine acum Consiliul Local, Matale, și te lauzi că ați făcut clubul sportiv Medgidia Mare Sculă, dar cluburile sportive școlare au funcționat, că n-au apărut copiii ăștia peste noapte. N-avem decât să-i mulțumim lui Deli Iorga, n-avem decât să mulțumim tuturor profesorilor, dar implicarea lor la nivel macro... N-are cum să fie. Nu, n-are cum să fie. Pentru că ei au participat lor. Foarte bună, și șofac. Da, și șofac. Mai vreau să vă întreb ceva, domnul doctor. Toate rezultatele școlărești de Medgidia sunt grozave, domnule. Eu vă spun că eu sunt constanțean și vin aici cu drag, că mi-e drag și de Medgidia și de oameni ca Dumitru Popa și de Media TV. Dar observ rezultatele copiilor de la școlile de Medgidia ca fiind foarte grozave. Că-s concursuri de dans, că-s concursuri de poezie, că de ce, domnule, de unde? Cine a ținut în viață nivelul școlilor de Medgidia bun? Tradiția. Tradiția. Ascultați-vă. Nealimentată de nimeni. Da, tradiția. Noi am avut niște profesori de excepție. Medgidia. Medgidia, da. Motivat sau nemotivat? Ei erau profesorii noștri care iubeam. Localnici. Localnici. Mare lucru. Da. Și tradiția a fost ca pui de om care ies după mâna lor să fie valoroși. Sunt și derbedei, nu se poate. Nu, domnule, rezultatele care școlile de Medgidia, eu le văd peste tot, da? Formidabil, inclusiv în sport, acum spui dumneata. Da, n-ar trebui să... Soția a fost și ea profesoară. A, și nu vrei să-l auzi foarte tare. Nu, că a fost la școala 6, directoarea de școală, un mandat. Foarte frumos. Așa, și știu ce eforturi făcea. Deci sunt în posesia modului cum activează ei. Acum, de exemplu, sunt în Consiliul de Administrație la o școală,
Bravo lor, cum sunt la școala 6, în Consiliul de Administrație, noi reprezentanții Consiliului Local, eu cu încă o doamnă, Georgiana. Ca sarcină de activitate? Ca sarcină. Plătit? Sunteți plătiți? Nu. Lumea își imaginează că dacă ești în Consiliul de Administrație, ca ala de la Oil Terminal. Ai și 3.000 de euro. Participăm efectiv la programele lor, la modul cum își întocmesc ăsta, de exemplu, planul de școlarizare, planul ăsta de financiar. E foarte frumos pentru ei. E să ai în consiliu niște consilieri locali, e un lucru laudabil. Exact. Chiar m-ați surprins, nu mă așteptam la așa ceva. Da. Suntem repartizați de consiliu în fiecare liceu, școală, suntem repartizați câte unul, doi consilieri și sprijinim și noi cum putem. De exemplu, aș vrea și dacă sunt auzit, să revin cu rugămintea ca acel pavilion al școlii de fete de la liceul nostru care se numea Bălcescu și acum ce este liceul nostru, știi, așa, că pentru că eu, așa liceul, îmi pare rău, domnul Gigi, îmi pare rău, când facem întâlnirile, că nu le fac la liceul meu. Unde ce nu faceți? Nu-i deschis? Nu-i al dumneavoastră? Nu l-ați luat? Nu-i casa liberă? Nu, l-a luat și l-a mutat. Păi ce reschie, intrați înăuntru, faceți curățenie? Eu și, acolo aș face ăștia 50 emblema, emblema a pus-o dincolo. A pus-o la un alt sediu. Ce e în fostul muzeu ăsta și în fostul liceu Bălcescu acum? Nimic. Sunt cei de la prefectură. De Cuci, ce? Cucii. Păi de nu ce? S-a făcut nimic. Pentru că cei de la Consiliul Cultură, Județean? Consiliul Județean, ni l-a dat pe un an de zile. Investește un an și după aia ți-l iau. Păi ce să faci? Și efectiv nu s-a făcut nimic. Pentru că dacă faci, fii, domnule, un om serios. Un lucru se face... Cum se vi-l da, domnule, până în un an de zile? Eu știam că faceți un schimb. Nu, nimic. Și vi-l dă în administrare de acum acolo. Nu. Dar a cui a fost proprietatea asta? A noastră, a orașului. A fost a orașului sau a fost un inspector? Nu, a orașului. Cine a făcut liceul ăsta? Megidia? Megidia, da. E făcută din vreun 1036. Păi și nu sunteți în stare, domnule, să vă luați înapoi proprietatea? Uitați că nu putem. Nu, mai bine nu spune asta, domnule. Păi dar cum să nu ți-o spun, domnule, că îmi pare rău. Și dacă vreodată aș vrea ca cei care sunt acum acolo unde trebuie, primar, viceprimar, tricele, directorul așa, să refacă acea școală de fete, unde am învățat o clasa 1, 2, 3, aș dormi mai liniștit. Pentru că e ceva de istorie. Da, și o clădire frumoasă și de istoria orașului. Și acolo au ieșit miniștri, și au ieșit intelectuali, au ieșit foarte mulți. Nu cumva să se termine emisiunea și să ne înveți, domnule, raporturile noastre cu cățelul. Cum ar trebui să fie? Cățelul de curte tradițional legat de lanț, în care toți așa l-am apucat acolo și acum descoperim că e păcat de el, că are privirea aia tristă, că se uită săracul la tine când vine acolo, că face părău în curte. Cățelul la care l-avem în casă și îl cărăm de pe noi, cine ne învață pe noi cum să facem chestiunea asta? Și o să te rog pe dumneata să ne înveți, o să te bat la cap mult de tot. Zilele astea, în Italia, un cioban, 53 de ani, român, pentru... lucra acolo ca cioban, vă dați seama că ai noștri știu să fie cioban, în Italia la un mare proprietar de furtună, el cu oile pe câmp acolo, de luțe, cum e plină Italia, creangă mare de plop, am citit-o în presa lor italienească, creangă mare de plop, luată de vânt, lovit în cap, căzut jos, capul spart, oile sunt prăștii, ajung acasă proprietarul vede oile și imaginează că s-a întâmplat ceva, scoate oamenii, caută să le adune, nu-l găsește pe cioban, vijelie, vă dați seama, ploaie, cățelul ciobanului, agitat, trăgea de toți, până a tras atenția și a dus acolo unde ciobanul, stăpânul lui, era căzut, vă dați seama, departe, pe câmp, pe deluț, l-au găsit acolo, rănit, dus la spital, a decedat. Dar vreau să vă spun câte eforturi a făcut cățelul ăsta ca să-i ducă pe ăștia acolo unde stăpânul lui fusese rănit. Am văzut acum câțiva ani de zile la televizor o secvență, un tip spre casă, la noi la munte,
cobora cu cățelul lui, o potaie mică și neagră așa, spre casă și s-a întâlnit în pădure cu o ursoaică, cu ursuleți. Vă dați seama ce face ursoaica când are ursuleți, speriată de faptul că toți vor să-i mănânce ursuleții, inclusiv domnul urs, câteodată îi mănâncă ursuleții, dar asta e treaba lor. S-a speriat și l-a atacat pe nenea ăsta săracul. Eu vedeam asta la televizor cu nenea ăsta în spital. Ursoaica s-a repezit pe nenea ăsta să-l pape, să nu știu ce, cățelul. Bun, panana mă atâtica, vă dați seama, cât un miel s-a luptat cu ursoaica, n-avea nicio șansă, moment în care a atacat puii de urs. Momentul când a atacat puii de urs, ursoaica l-a lăsat pe ăsta, pe moș, sfâșiat, că era în spital acum, și s-a dus să-și apere pui. Ăsta se întoarce, ursoaica pleacă cu pui, face gălăgie la moșulică ăsta, se duce în sat cum face el gălăgie, aduce pe ăștia, le aduce pe moș și acum eu am văzut secvența în spital, moșul rănit, povestea chestiunea asta și Negrici, așa îl chema pe Caju, cățel, era lângă el la pat, uite așa stătea. Așa stătea, adică știa că este erou, pe el îl filmau și moșul povestea cum l-a salvat. Dom'le, relația asta e adevărată între cățel? Cât de mult iubește cățelul ăsta pe stăpânul lui? Doar pentru că îi dă de mâncare sau să naște un altfel de relație între cățel și stăpân? Sunt, am crescut toată viața căței. Cățel la mine acasă și în curte. Două lucruri. Anul trecut am fost plecat mai mult de acasă. Un prim moment care îl remarcă nevastă mea, măi, zice, de când ai plecat tu, cățelul nu mai mănâncă. Ce-am făcut? Dă telefonul mai tare, am vorbit, roche, ce faci? Auzit, formine. S-a înviorat imediat cățelul. Numai din glas. Și-a mâncat. Și-a schimbat imediat. Că poate te întorci. Nu știu. Că n-ai murit, că n-ai plecat de tot. Am făcut acest gest eu. Extraordinar. După aceea, două gesturi am făcut. Nu mai am sonerie la poartă. Cățelul meu mă anunță dacă vine un bun prieten, dacă știu asta. Om rău, om cu tare, latră. Cățelul fiind în casă. Nu, în curte. Afară, în curte. Da, am condiții destul de... E cățel de curte. Există cățel de curte și cățel de casă de rasa lui? Toți sunt căței. Orice cățel poate să stea și în curte și în casă. Toți sunt căței. În general, cei care... trebuie să faci tot ce trebuie anti-îmbolnăvire pentru el. Că în condiții... Deci trebuie să ai grijă de el. Da. Ți-ai, deci luat cățel, ți-ai luat o obligație. Deci, trebuie tu să ai grijă de el. El poate să aibă grijă de el singur? Nu. Nici să umple de purici, să îmbolnăvește, face toate prostiile de pe lume? El nu știe el de neamul lui de cățel să se apere? Nu. Formidabil. Nu știe. Cine ar trebui să... Mama lui cât e mic și după aia stăpânul lui? Ea, mama îi conferă imunoglobuline prin colostru care el dă iniția. Aha. Dar nu dă în tot spectru de boli. Atunci tu, ca stăpân, ca proprietar, trebuie să intri în relație cu el, cu medicul veterinar sau cu veterinarul. Obligatoriu un veterinar. Și atunci oricât de priceput ai fi tu la cățel, că știi tu că trebuie să-ți dai un cățel, trebuie să-l duci la veterinar. O dată pe an? O dată pe an trebuie, de două ori, bianual, în general, dar în primul an, o perioadă... E adevărată legenda aia că dacă nu-i faci nu știu câte vaccinuri în primele zile sau după aia le faci degeaba? E adevărată povestea asta? Nu. El se face conform protocolului care se știe, nu știu ce, prima vaccinare se face la 48-50 de zile, a doua vaccinare se face la 60 de zile, se face fel de... Vaccinarea asta e scumpă, e dureroasă? Ca să ai certitudine, în jur de un milion pe an. Destul. În primul an. În al doilea an e în jur de 46 de lei. Și dacă n-ai milionul ăsta, ce faci? Îl găsești. Îl găsești. Pentru binele tău... Păi dai să dai milion și la școală, la fondul școlii, te-ți dea milion și lui soacă, te-ți dea milion și lui... Îi mai dai și lui veterinar un milion? Nu. Pentru cățel? Îi dai și pentru facă? Îi dai și pentru oaie? Nu îi dai veterinarului. Că el din milionul ăsta, știți cât ia veterinarul?
Nici 15%. Mai tare trebuia să ții cu veterinar acum, dar ia medicamentele. Nu, păi el e vaccinul, e foarte scump. Primul vaccin este 120 de lei, al doilea vaccin e 280, al treilea vaccin este 420, iacă în sumând și îți mai rămâi și ție nimic. Dar o faci pentru că a intrat în, în viața animalului respectiv, îi faci și conferi vaccinarea. În momentul în care veterinarul vede dacă mai are și altceva, nu? Pentru că tu poate nu știi. De, vin și colaterale, vin și adiacente, vin multe. Când ar trebui să-l duci la veterinar pe cățelul tău din casă? Când îl vezi că e trist, când îl vezi că nu mănâncă, când îl vezi că se târie păi de nu, fund? Nu trebuie să-l duci când e trist. Să-l duci când trebuie. Și îl duci când trebuie. Când trebuie. Păi, de exemplu, la 3 săptămâni, 4 săptămâni să intre deja la în vizorul veterinar. Lasă prea, am înțeles asta că îl duci când trebuie la vaccinul ăla, vaccinul. Dar între vaccinul ăla că se strică la burtă, ce faci? Dacă îi curge ochiul, ce faci? Noi tot în meseria noastră o facem pe semnele clinice. Noi avem experiența miilor. Lumea ta ca veterinar. Nu, noi, experiența miilor de ani. Noi vine din ascendență. Cu cățelul acasă? Nu. Stăpânul cățelului ce trebuie să facă el? Stăpânul ce sfatul îi dai mai tale primele? Stăpânul cățelului trebuie să știe și el puțină istoria la creșterii cățelului. Aoleu, mai băgat. Deci sfatul mai tale mai bine nu ții cățel decât să-l chinui? Da, sigur. Formidabil. Să știi istoria creșterii cățelului. Te pasă veterinarul când te duci la el acolo să-i faci vaccin? Veterinarul îți mai zice câteva cuvinte? Da, cum să nu? În general suntem didacți și spunem stăpânului și crescătorului. Recomandații cățel mai mititel pentru în casă sau cățel pentru mai mare? Necesități. Nu. Necesități. Da. De ce să fac un pudel dacă eu am nevoie de un ciobănesc? Recomand ceea ce trebuie. Ce? La oi nu poți să iei un pechinez, nu? Cât de mult te iubește cățelul ăsta? Enorm de mult. Pentru că eu am tabietul meu. Nu beau cafea, în general, după ce îmi beau ceaiul și îmi iau anumite pastile de medicament, așa, mă duc să-i dau cățelului de mâncare. E bucuria de... Da, cum, da, știe, am... Dar mai bucuros este când începe să alerge după vrăbiuțe, că am hrănit un stol de vreo 100 de vrăbiuțe în iarna asta. Când îi dau și lui și le pun și alea. Și alea. A, da. Separat? Da, separat le pun și adică vrăbiuțe. Adică el știe, asta e mâncarea lui. Da, și... Dacă separat, nu dacă, e pentru el, vrăbiuțele pot mânca acolo. Nu, dacă le pun separat, nu se dă nu se supără el. Nu se supără. Când vine la lui, se supără. Da, formidabil. Da. Asta a făcut un habitat acolo. Foarte frumos. Și vrăbiuțele mănâncă. Să înțelegi. Da. Foarte bine. Da. Și, în general, ce se întâmplă? E adevărată gluma aia, știți că e o glumă care mie îmi place foarte tare, apropo de căței domnului doctor Dumitru Popa, zice, în porpagajul mașinei tale, pune într-o zi cățelul și nevasta și deschide porbagajul după 2 săptămâni. Și ai să vezi cine te iubește, cățelul sau nevasta. Așa e că ăla se bucură, domnule, da, când te vede, extraordinar. Da, așa e că nevasta îți dă una în cap, îți dă, dar nu discutăm despre neveste. Domnul Dumitru Popa nu este specialist în neveste, dacă ați înțeles că doamna îi face acasă programul, e mai bine. Dar cățelul se bucură, de câte ori te vede, ce legătură este între cățel se, și... Se vede, de exemplu, așezi el, punctul zero e cățelul aici, 3 persoane care sunt toate ale casei, soție, soț, copil. De obicei se duce către copil. Dar când cățelul ține la copil, la copil indiferent ce-i face. Orice. Copilul ăla poate să-i facă orice, să-i bage de ciudul, să-l tragă de musteți. Da, nu zice nimic. Dar după aceea, el imediat, după ce a făcut puțin ocol copilașului, se duce la cel ce îl hrănește. Cel ce îl hrănește. E adevărată chestia asta, da. Cel ce hrănește. Da. Și am mai știut o poveste, mai ales la casele care sunt lăsate pe pământ, că el, câinele, își găsește locul lui acolo unde energiile alea favorabile din pământ să întâlnesc ele. Ăla e locul lui. Dacă îl urmărești pe cățel unde se așează, acolo o să stați și dumneavoastră. El preferă locul stăpânului. Cum să scoadă stăpânul de pe un fotoliu, el pac acolo, pentru că dar imediat după aia se duce într-un loc al casei unde sunt energii favorabile. Bine să urmăriți povestea. Mă tare n-aș știut. Deci s-a învățat la școală serioasă. Eu vă mai spun și de bazaconii de-astea, așa, unde de-astea pe sub pământ, care sunt binevenite pe vremuri, să vă spun că umblau aia cu ansă, să chema, și căutați să vadă unde e izvorul, unde sunt energiile și trasau pe câmp casele
cetățile, după cum bă, zicea ăsta că e bun și locul cel mai bun, își făceau biserica. Deci e o tradiție în a căuta energie. Cățelul le găsește singur. E adevărat că nu vede mișcarea de în față, că uneori stă în mijlocul drumului, te duci cu mașina către el și el nu se scoară de acolo. Vede altfel, vede alb, vede negru. Eu vă spun iar din cărți citite de mine, nu, care pot fi adevărate, nu pot fi adevărate. În general, fiziologia este la seama, ca omului. Altceva. El, cățelul, câinele, în general, are parametri în afara de respirație în totalitate asemănător cu ai omului. Aha. Da. Temperatură, fără respirație, puls, da, parametri, extraordinar, da, glicemie, asta chiar glicemie, formidabil, da. Sânge, inimă, ficatul, mână, asta da. Nu mai spun. Topografia organelor. Și asta e important. Da, asemănătoare. Da, aveți dreptate. Da. Foarte frumos. Un animal tare isteț, simte pericolul de departe. Am trăit o secvență, fratele meu avea un câine lup mare, Melba îi spunea, pentru că nepoțica mea era mare cântăreață, făcuse conservatorul și era pe vremuri o mare cântăreață, nu știu, până în Australia. Melba i-a spus la cățelul ăsta Melba și ne jucam toată ziua cu el în curte acolo, făcusem eu în piața Glivița, după 90, o firmă de dus banane, nu știu ce putare. Și făcusem firma împreună cu câțiva prieteni și unul dintre ei, care ne ajutase foarte tare acolo, a venit într-o zi cu un gând rău. Să ne zică ceva rău. Domnul doctor, de când a intrat ăsta în curte, l-a lătrat cățeaua asta? Da. În continuu, domnule. Domnul știa ce cu ei, erau prieteni, să știa. Ne dădea un semn că ăla are gândurile rele. E fost formidabil, domnule. E mai bine să ai un cățel în casă sau nu? În casă? Eu nu sunt adeptul creșterii, pentru că deci am pățit, un nevastă mi-a crescut unul vreo 11 ani în casă. Și vine cu boli ciudate pe care le transmite copiilor? Nu vine. Știu părinții speriați că fata aia lor mică să pupă pe bot cu cățelul. Am văzut secvențe de băiatul, nepotul, prietenul meu, Dumnezeu să-l odinească, directorul sanatorului Techirior, Vlad Moraru, ne duceam pe la dânsul acasă și aveau nepoțel mititel așa și un câine de la uriaș, Sam Bernard, nu știu cum se cheamă, la curg balele așa după. Doctorul, directul sanatorului Techirior, la el în casă. Ăsta micu avea biscuiți și îi dădea lui ăla, lui cățelul, ăla mușca jumătate de biscuiți cu balele alea, cealaltă jumătate, o mânca el. Puh! Eu am murit pe loc acolo, l-a lăsat, domnule. Deci nu-i pericol la un copil mic în casă să crească nu, cu cățel. Nu e igienic. Nu că e pericol. Nu e igienic. Nu este plăcut. Dar în general... Dumneata n-ai recomandat așa ceva. Să nu se exagereze. Nu. De exemplu, nevastă mi-a crescut un cățel în casă timp de 10 ani și afecțiunea către el este mult mai mare și apropierea către știu el. Știu și despărțirea este groaznică. E groaznică. Cățelul nu trăiește decât 10, 12, 14 ani și apuci să te legi de el atât de tare, iar despărțirea de el este fiorătoare. Domnul Gigi, am nuanța, dar îmi pare rău că n-am putut să demonstrez acest lucru. La tatăl meu în curte a crescut un cățel 24 de ani. A trăit 24 de ani. Ce mânca ăsta, bre? Ce-i să dădea? Mâncare... E bine să-i dai restul alimentare? Da. Sau e bine să-i dai numai... Ce mănânci matale îi dai și lui? Da. Formidabil. Nu fac. Adică dai la berbeci pastile și nu dai la cățel pastile, bine, că nu te mai înțeleg. Ăla e supliment. Ăla vine acolo și în locul său, acolo când vine seara, când se retrage la culcare. Și îi dai și matale de alea mici. Are, da, sigur, are. Dar restul mănâncă ce rămâne de la matale mici. Îi dau, nu, îi pregătesc, altfel, nu, sunt modalități de a-i... Sunt conserve, îi le pregătesc cu pâinică. Îi le fierb, cu pâinică, cu nu știu ce, le fac. Îi pregătesc pentru perioadă. Adică, dacă vrei să-l ai frumos, să ai grijă de el. Și îl ai. E un prieten bun. Da, cum să nu. Îi povestești când ești necășit? Știi că am văzut secvențe când dacă vine ăsta necășit acasă și el e necășit, imediat se plăștește și el așa? Îl simte pe stăpân. Nu la matare, ești un tip vesel. N-am remarcat, dar am acea situație în care am spus că mi-a simțit lipsa.
Și n-am mai mâncat 3 zile. Până te-a auzit la telefon. Când m-a auzit la telefon, imediat a spus, hop, stai, n-a plecat dintre noi. Da, sunt atașamentul de cățel și stăpân este și doamna a suferit atunci la decesul lui și n-a zis, nu mai aduci cățel în casă. Nu, eu i-am spus să nu-și mai aducă, că a vrut și vreau la adopte și pe ăsta în casă. Și zic, nu, și l-am învățat și acum ce, uite, e mai bine. E, oricum, e un disconfort, mai păr, mai cu tare, dar el se educă, se educă animalul, se duce afară, se duce în locul său, își face toate necesitățile. Dacă îl înveți să facă pipi afară, și, face afară. Uite, de exemplu, acum să anunț pe cei ce sunt în oraș, așa zicea, Gaia, punctul Gaia e refăcut, avem 105 animale căței în curt, a intrat în parteneriat cu primăria Adăpostul. Funcționează, fetele sunt niște femei foarte strașnice și își văd. N-am prea mai văzut în Megidia. Sunt, dar ce se întâmplă? Nu prea sunt ei, pentru că nu ca să dea buznea peste tine, nu ca să stea culcați în fața caselor de Constanța, e plină. N-am prea avut noi ghinioane. N-ați avut așa ceva? Nu. Dar v-ați ocupat de povestea asta? Au fost și fetele de la Gaia care au lucrat. Ce înseamnă fetele de la Gaia? Lămuriți. Cei care contractase serviciu. Care e firmă particulară? Care este o firmă, serviciu public al primăriei? Da, a fost o firmă privată, româno-italiană. Plătită de cine? Păi acum... Unele servicii le plătim noi, primăria, și să vedem acum sub... Mai sunt ONG-uri care se țin de finanțe? Și avem o fată care se ocupă cu ONG-ul acesta, doamna Toma, așa, văd că a făcut rost de mâncare din prin Anglia, așa... Doamne, sunt doamne pasionați. Domnul Dragomir se ocupă, aduce din abatoare, s-a făcut contract de acum cu produse care merg spre tentă de perimare, se aduce acolo. Deci încet ceea ce se puncta urât la anumite emisiuni de televiziune, nu e real. S-a rezolvat treaba. Nu numai Megidia, spuneți. Nu, în general. În general. Da. Eu cu Megidia, e orașul meu, n-am voie de colegi și de cei ce habităm aici, trăim aici, nu avem voie să vorbim urât. De domnul Haleț, numai cu dragoste, și de dușman cu dragoste. Pe cuvânt, n-am avut niciodată o nuanță ranchiunei, a răului în noi. Dar la fel domnul lume vă cunoaște... Sunt supărat. Uite să vezi. Întotdeauna în săptămâna a Paștelui se simțea prospețimea. Văruitul curții, văruitul locului. Venea primăvara. Și în oraș, unde nu numai la mine în curte. Unde suntem acum, domnule? Păi dumneata mă întreb pe mine, dumneata ești consilier local, domnule. Dar unde suntem? Unde este civil? Asta e și becheria de politician. Fie de mă întreabă pe mine, nu o să-l întreb eu pe dânsul. Mă întreabă dânsul pe mine. Păi întreb eu de nația românească unde am ajuns. De și mă rugase la început de emisiune să nu discutăm despre activitate politică, să nu vorbim de problemele din Consiliul Local și acum mă treabă pe mine, de ce nu e în Constanța, așa înfloritoare? În Constanța unde a ajuns? Constanța mai rău, nu mai spuneți că sunt amărât, da. Nu vreau eu să vorbesc despre Constanța, da. Ați văzut ce repede a trecut timpul, două părți ale emisiunii, întotdeauna cu invitații, aoleu, Gigi, dar două ore ce o să vorbim noi? Și la sfârșitul emisiunii nu mai vrea să se oprească. Vă mulțumim foarte mult, bucurie mare că domnul doctor a fost de partea noastră astăzi, domnul consilier Dumitru Popa, într-o săptămână grea pentru noi, săptămâna Paștilor. E, și cu această ocazie tuturor megidienilor le transmit un Paște fericit și multă sănătate. Mulțumim foarte mult, domnul doctor, sper să ne vedem și săptămâna viitoare.